Pentru unii este un vis devenit realitate, pentru alții doar un serviciu stabil, dar toți sunt pregătiți să servească patria. Viitorii militari olteni au aflat unitățile la care au fost încadrați. Din cei aleși, jumătate au fost repartizați în unitățile militare din Olt, ceilalți în țară, în special în capitală sau Craiova. Anul acesta am avut 254 de candidați repartizați pe posturile de soldat gradat profesionist din total de 1000 de candidați înscriși. Deci în total am reușit să încadrăm 254 de tineri pe posturile de soldat gradat profesionist în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Seria aceasta s-a terminat, este prima serie din anul 2017 și am avut 83 de candidați repartizați din un total de 407 înscriși, din care 115 au promovat probele de selecție la Centrul Zonal de Selecție și Orientare din Alba Iulia. Cei mai mulți au ales această carieră din pasiune pentru haina militară, dar nu este de neglijat nici salariul. Este o veche pasiune a mea și iubesc foarte mult uniforma militară. A existat și un criteriu de alegere salariu? Este și asta o motivație, dar din punct de vedere financiar mă consider... Consider că un statut financiar destul de bun. Mă motivează salariul. Acum ce mă motivează este foarte mult cariera militară și îmi doresc să ajung cât se poate de sus. Mi-am ales armat. Nu considerați că poate a fost mai multă pasiune? Salariul, partea financiară, așa nu a contat? Și salariul puțin, dar mai mult a fost pasiunea. După ce au lucrat în diferite domenii, unii au ales să se înroleze conduși de un vis din copilărie sau din simplul motiv că au obosit să-și mai caute un job stabil. Până la înrolare, cu ce vă ocupați? Am lucrat foarte mult timp în străinătate și acum am hotărât să revin definitiv în țară. Am lucrat într-un spital, de fapt aici la noi, în Slatina, la spital. Pregătite să-și urmeze partenerii sunt și soțiile celor care au trecut de probele eliminatorii. Am înțeles că soțul dumneavoastră s-a înrolat. Cum priviți acest lucru? Da. Chiar așteptam acest lucru, am mai dat de două ori, dar acum a treia oară a fost cu noroc. Vis care s-a îndeplinit acum? Da. Și dumneavoastră cum o să îl susțineți? O să-l susțin cât pot de bine, adică, nu știu, dar ne-am dorit foarte mult să ia la armată, să fie admis. Deși candidații pentru a deveni militari au fost foarte mulți, în urma probelor eliminatorii au rămas doar cei care au demonstrat că sunt pregătiți pentru a face față unui regim de armată. Nu au fost nici ușoare, dar nici extrem de grele. Nu foarte grele. Bine, mai greu alergarea de 2 km, în rest nu foarte greu. Vor deveni militari începând cu data de 27 februarie, luna aceasta, și vor începe cursul de formare al soldaților gradați profesioniști, urmând ca la finele acestui curs să fie prezentați la unitățile militare la care au fost repartizați. Cei care lucrează în acest moment au termen până pe 27 februarie să-și rezolve problemele legate de actualele joburi. Atunci, cei care nu au satisfăcut stagiul militar se vor prezenta la unități, ceilalți se vor prezenta la datorie în aprilie.